una despre care mie îmi place să spun că scoate bucătarul din nou. Invitatul meu de astăzi are doar 33 de ani și ocupă funcția de subprefect al județului Suceava. Bună ziua și bine ai venit la noi în emisiune, Ionuț Crețuleac. Bine v-am găsit, mă bucur că sunt alături de voi. Noi îți mulțumim că ai acceptat provocarea, sper că știi în ce te-ai băgat. Sper că o să ies bine până la urmă. Din provocarea noastră. Îți place mâncarea? Sigur, ca orice om. Și că mă hrănesc, îmi place, mă hrănesc. Normal. Spune-mi, te rog, ce preferințe culinare ai? În general, prefer mâncarea tradițională, mai ales cea din Bucovina de aici de la noi. Sigur că, diferit de condiții, mănânc și altceva. De obicei, ce mi se pune? Ești mofturos la mâncare? Aceasta era următoarea mea întrebare. În general, da. În general, da. Dacă îmi place gustul, mănânc cam orice. În schimb, dacă nu-mi place, nu prea mănânc. Cred fost de obicei. Contează mai mult gustul sau aspectul mâncării? Cred că ambele. Și un platou, dacă arată foarte bine, cu siguranță că dă mai mult savoare mâncării. Deci trebuie să încânte mai întâi ochiul și apoi stomacul. Ca să spunem așa, obișnuiești să mănânci în oraș sau acasă? De obicei mănânc pe unde apuc. Gata? Bună ziua, sunt Oana Șlemco și vă invit din nou să urmăriți emisiunea de bun gust, emisiunea despre... Stop! Invitatul meu de astăzi are doar 23 de ani, cu mai tânăr cu 10 ani. 23. Reluăm, da? Da. Invitatul meu de astăzi... Da? Banii pentru cumpărături nu-și paga. Restul. Trebuie 4 porții. Da, ca să fie la... Cam așa, 5-600 de grame. Da, numai ce avem aici. Ok. Păi să luăm proaspăt. Puteți să-mi dați dumneavoastră? Oh, trebuie să mă duc acolo. Stai că-i spart minciocul. Nu. Da. Ok. V-am necăjit, da? N-am știut. Frig aici. Foarte mișto că audit tot timpul aici. Da. Cați cu ochii mai bine. Salut. Uite, fac emisiune. Uite, eu ți-am pregătit șorțulețul. Ok. Optim. Ne pregătești și borș astăzi de pește? Să păstrăm capul la pește sau nu? Ce spui? Te născurci? Doar dacă îl faceți voi. Ai înregistrat? Da. Mersi! Capul peștelui. Bine. Pentru că mi s-a tras atenția. Capul peștelui, da. Da. Deci nu ne faci ciorba astăzi? Nu știu. Nu știu să facă ciorba. Aceasta a fost o mărturisire. Spune adevărul, deși este om politic. Așa? Nu. Așa? Cam timid. Merge, da? Da. Așa. După cum a povestit domnul viceprimar Lucian Hașovski, mă pomenește domnul viceprimar Lucian Hașovski, pe care îl salutăm pe această cale. Sigur că... Așa. Și... Nu știam eu unde sunt toate cuțitele. Acum urmează să punem, să tăiem, nu? Da. Tai, mamă. S-a dus machiajul meu. Pic. Cu insistență înainte. Și am plâns pentru această săptămână, mulțumită, sau mai bine spus, datorită acestei minunate. Dar nu din cauza mea. Nu, n-aș putea să spun așa ceva. Și așezăm ceapa în... Da. Am început să bocesc. Așa. Eu aș zice, termenul corect este lăcrimat. Așa. Da, nu. Să vedeți aici ce om de scurcăre. Andrei, te servim și pe tine? La urmă. Ia de aici. Aaaa, sare! Sare mare, sare. Nu sarea noastră, sărea din farfuria pe care dumneavoastră n-ați văzut-o. Așa. Dar mai întreabă. Așa, ce că mai întreabă. Scăpat pe jos. Lasă-le acolo, emoțiile. Da. Emoțiile, da. Așa. Eu trebuie să mă concentrez aici, să nu-mi tai degetele. Doamne ferește. Gata? Așa. Din spatele camerei ni se șoptește. Stoarceți. Da. Am stors. Mai tare, dar nu iese printre degete, nu poate. Andrei, vino un pic să ne ajuți cu castravetele, nu reușim să îndepărtăm toată apa. Există vreun secret aici sau pe care nu-l cunoaștem? Nu, da. Nu. Un pic să vedem și Andrei ce părere are, pentru că și părerea colegului Andrei contează.
stații, ghid la mama lui. Ca să te simți ca la grătar, uite, am să-ți aduc paharul de bere Bermas. A, nu. Da, da, da. Pe dumneavoastră vă așteptăm săptămâna viitoare la o emisiune de bun gust, nu înainte ca invitatul nostru să-și ia la revedere. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă doresc o zi cât mai plăcută în continuare. La revedere!